Dumnezeule, prin pătimirea lui Hristos, Fiul Tău, Domnul nostru, Tu ai nimicit moartea, care e moștenirea străvechiului păcat, lăsată întregului neam omenesc. Te rugăm să ne reînnoiești după asemănarea Fiului Tău, pentru ca, după cum prin naștere am primit chipul omului pământesc, tot astfel sfințiți de harul Tău, să purtăm chipul omului ceresc, prin Hristos Domnul nostru. El era străpuns pentru păcatele noastre. Citire din cartea profetului Isaia. Iată, servitorul meu va avea succes, va urca, va deveni mare și se va înălța pe culmile mării. Precum pentru mulți a fost pricină de groază, atât de schimonosită era fața, și chipul lui nu mai avea înfățișare de om, tot așa va fi pricină de bucurie pentru multe popoare. Regii vor amuți în fața lui, căci vor vedea ceea ce nu li s-a spus vreodată și vor privi ceea ce nu au auzit vreodată. Cine ar fi crezut ceea ce am auzit noi și puterea Domnului cui a fost astfel descoperită? A crescut înaintea lui Dumnezeu ca o plantă plăpândă, având rădăcina într-un pământ uscat. Chipul lui nu avea nicio frumusețe ca să atragă privirile, înfățișarea lui nu avea nimic care să ne placă. Era disprețuit, precum cel din urmă dintre oameni, om al durerilor, obișnuit cu suferința, unul înaintea căruia să-ți întorci fața, atât de disprețuit, încât nu l-am luat în seamă. Și totuși, el purta durerile noastre și era împovărat cu suferințele noastre. Noi îl socoteam pedepsit, bătut și înjosit de Dumnezeu. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care a căzut asupra lui ne-a dus nouă pacea și rănile lui ne-au adus vindecarea. Toți umblam rătăcind ca niște oi, fiecare își urma drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui fără de legile noastre ale tuturor. Chinuit fiind, s-a smerit și nu și-a deschis gura. Ca un miel blând dus la înjunghiere, ca o oaie fără de glas, înaintea celor care o tund, el nu și-a deschis gura. A fost judecat și condamnat printr-o sentință nedreaptă. Cine i-a luat apărarea? A fost smuls dintre cei vii. Pentru fără de legile poporului său, a fost dus la moarte. Mormântul i-a fost pregătit printre cei fără de lege, și la moarte a fost așezat împreună cu răufăcătorii. Și totuși, el nu săvârșise nicio nedreptate și nici nu rostise vreo minciună. Domnul a voit să-l zdrobească prin suferință, iar dacă își va da viața ca ispășire pentru păcate, își va vedea urmașii, își va prelungi zilele și voința Domnului se va împlini prin el. După ce sufletul său va fi trecut prin suferințe, el va vedea lumina
și această lumină îl va copleși de bucurie. Prin suferințele sale, cel drept, servitorul meu, va îndreptăți mulțimile, va lua asupra sa fără de legile lor. Pentru aceasta îi voi da popoarele drept moștenire și va lua în stăpânire popoare nenumărate, ca răsplată că s-a dat pe sine la moarte și că a fost numărat printre făcătorii de rele, el care a purtat păcatele celor mulți și a mijlocit pentru cei păcătoși. Cuvântul Domnului. Doamne, în Tine mă încred, să nu fiu dat nicicând de rușine. Mântuiește-mă în dreptatea Ta. În mâinile Tale mi-încredințez sufletul. Tu mă vei mântui, Doamne, Dumnezeule adevărat. Ajuns de râsul dușmanilor mei, spaimă mare pentru vecinii și cunoscuții mei. Cei care mă văd pe drum mă ocolesc, sunt dat uitării ca un mort, ca unul fără inimă, am ajuns ca o oală spartă. Dar eu mă încred în Tine, Doamne, și spun, Tu ești Dumnezeul meu. Soarta mea este în mâinile Tale. Scapă-mă din mâinile dușmanilor mei și de cei care mă persecută. Fă să strălucească fața Ta peste slujitorul Tău. Mântuiește-mă în îndurarea Ta.
fiți tari, prindeți curaj, voi, toți cei care nădăjduiți în Domnul. A învățat ascultarea din cele ce a pătimit. După ce a fost făcut desăvârșit, a devenit cauză de mântuire veșnică pentru toți cei care ascultă de El. Citire din scrisoarea către evrei. Fraților, având așadar un mare preot minunat, care a străbătut cerurile, pe Iisus Fiul lui Dumnezeu, să ținem cu tărie mărturisirea credinței. Căci nu avem un mare preot care să nu poată suferi împreună cu noi în slăbiciunile noastre, ci unul care a fost încercat în toate, asemenea nouă, în afară de păcat. Așadar să ne apropiem cu toată încrederea de tronul Harului, ca să primim îndurare și să găsim ca ajutor Harul Său la timpul potrivit. În zilele vieții sale pământești, El a oferit cu strigăte puternice și cu lacrimi rugăciuni și cereri către acela care avea puterea să-l salveze de la moarte și a fost ascultat datorită evlaviei lui. Și deși era fiu, a învățat ascultarea din cele ce a pătimit, iar după ce a fost făcut desăvârșit, a devenit cauză de mântuire veșnică pentru toți cei care ascultă de el. Cuvântul Domnului. Pătimirea Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Evanghelist Ioan. În acel timp, Iisus a ieșit împreună cu discipolii săi dincolo de torentul Cedron, unde era o grădină în care a intrat el și ucenicii săi. Dar știa și Iuda trădătorul locul acela, pentru că de multe ori Iisus se aduna acolo împreună cu ucenicii săi. Așadar Iuda, luând cohorta și servitor de la arhierei și farizei, a venit acolo cu felinare, torțe și arme. Atunci Iisus, cunoscând toate câte vor veni asupra Lui, a ieșit și le-a zis: cine căutați? I-au răspuns: pe Iisus Nazarenul. Le-a zis Iisus: eu sunt. Era acolo cu ei și Iuda, cel care l-a trădat. Când le-a zis: eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. Atunci i-a întrebat a doua oară: pe cine căutați? Iar ei au zis: pe Iisus Nazarenul.
Iisus le-a răspuns: V-am spus că eu sunt, așadar dacă mă căutați pe mine, lăsați-i pe aceștia să plece, ca să se împlinească cuvântul pe care îl spusese: dintre cei pe care mi-ai dat, n-am pierdut pe niciunul. Atunci Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o și l-a lovit pe servitorul arhiereului și i-a tăiat urechea dreaptă. Iar numele servitorului era Malhus. Dar Iisus i-a zis lui Petru: pune-ți sabia ta în teacă, oare să nu beau potirul pe care mi l-a dat tatăl meu? Atunci cohorta, comandantul și servitorii iudeilor l-au luat pe Iisus și l-au legat. L-au dus mai întâi la Ana, căci era socrul lui Caiafa, care era marele preot al acelui an. Caiafa era acela care dăduse iudeilor sfatul: este mai bine să moară un singur om pentru popor. Iar Simon Petru și celălalt discipol îl urmau pe Iisus. Acel discipol era cunoscut marelui preot și a intrat împreună cu Iisus în curtea marelui preot, în timp ce Petru stătea afară în fața porții. Atunci celălalt discipol, care era cunoscut marelui preot, a ieșit și a vorbit cu portărea sa și l-a lăsat și pe Petru să intre. Servitoarea portăreasă i-a zis lui Petru: nu cumva ești și tu dintre discipolii acelui om? El i-a zis: nu. Stăteau acolo servitorii și cei din gardă, făcuseră un foc pentru că era frig și se încălzeau. Și Petru stătea cu ei și se încălzea. Atunci marele preot l-a întrebat pe Iisus despre discipolii lui și despre învățătura sa. Iisus i-a răspuns: eu am vorbit lumii pe față, întotdeauna am învățat în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii, n-am vorbit nimic pe ascuns. De ce mă întreb pe mine? Întreabă-i pe cei care auzit ce le-am vorbit. Iată, ei știu ce am spus. Îndată ce a spus acestea, unul dintre cei din gardă care stătea acolo i-a dat o palmă lui Iisus, spunând: așa răspuns tu marelui preot. Iisus i-a răspuns: dacă am vorbit rău, arată
arătăm ce este rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă lovești? Atunci Ana l-a trimis legat la Caiafa, marele preot, iar Simon Petru stătea și se încălzea. Atunci ei au spus, nu cumva ești și tu dintre discipolii lui? El a negat și a zis, nu sunt. Unul dintre servitorii marelui preot, o ruda celui căruia Petru i-a tăiat urechea, i-a zis, nu te-am văzut eu în grădină împreună cu el? Dar Petru a negat din nou și îndată a cântat cocoșul. Atunci l-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu. Era dimineață, dar ei nu au intrat în pretoriu ca să nu se profaneze și să poată mânca paștele. Pilat a ieșit afară la ei și le-a zis, ce acuză aduceți împotriva acestui om? Au răspuns și au zis, atunci Pilat le-a zis, luați-l voi și judecați-l voi după legea voastră. Iudeii au spus, astfel trebuia să se împlinească cuvântul pe care îl spusese, arătând de ce fel de moarte avea să moară. Pilat a intrat din nou în pretoriu, l-a chemat pe Iisus și i-a zis, tu ești regele iudeilor? Iisus a răspuns, de la tine însuți spui aceasta, sau alții ți-au vorbit despre mine? Pilat le-a răspuns, oare sunt eu iudeu? Poporul tău și arherii te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut? Iisus a răspuns, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de atunci Pilat a zis, așadar ești rege? Iisus i-a răspuns, tu
sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis, ce este adevărul? După ce a spus aceasta, a ieșit din nou la iudei și le-a zis, eu nu găsesc în el nicio vină, dar este un obicei la voi, ca de Paști să vă eliberez pe cineva. Așadar, vreți să vi le eliberez pe regele iudeilor? Atunci au strigat din nou spunând, nu vrea să fie Baraba. Iar Baraba era un tâlcar. Atunci Pilat l-a luat pe Iisus și l-a dat să fie biciuit. Soldații au împletit o coroană din spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi veneau la el și spuneau, și dădeau palme. Pilat a ieșit din nou afară și le-a zis, iată, vi-l aduc afară, ca să știți că nu găsesc în el nicio vină. Așadar, Iisus a ieșit afară purtând coroana de spini și haina de purpură, iar Pilat le-a zis, iată omul. Când l-au văzut arhierei și cei din gardă au strigat, Pilat le-a zis, luați-l voi și răstigniți-l, pentru că eu nu găsesc în el nicio vină. Iudeii au răspuns, Pilat cuvintele acestea, s-a înspăimântat și mai mult. A intrat iarăși în pretoriu și i-a zis, de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Atunci Pilat i-a zis, mie nu-mi vorbești, nu știi că eu am putere să te eliberez și am putere să te răstignesc. Iisus i-a răspuns, nu ai avea
nicio putere asupra mea, dacă nu ți-ar fi fost dat de sus. De aceea cel care m-a dat în mâinile tale are un păcat mai mare. De aceea Pilat căuta să le libereze, dar iudeii strigau: Pilat cuvintele acestea, l-a dus pe Iisus afară și s-a așezat pe un tron în locul numit Litostrotos, iar în evreiește Gabata. Era în ziua pregătirii Paștelui, pe la ceasul al șaselea, și le-a spus iudeilor: Iată-l pe regele vostru. Atunci ei au strigat: Ia, Pilat le-a zis: răstignesc pe regele vostru. Arhierei au răspuns: Nu avem rege afară de împăratul. Atunci l-a predat lor ca să fie răstignit. Așadar l-au luat pe Iisus. Purtându-și singur crucea, a ieșit spre locul numit al Craniului, care în ebraică este numit Golgota, unde l-au răstignit pe el și împreună cu el pe alți doi, de o parte și de alta, iar Iisus în mijloc. Pilat a scris și o inscripție și a pus-o pe cruce. Era scris: Iisus Nazarineanul, regele iudeilor. Mulți dintre iudei au citit această inscripție, pentru că locul unde a fost răstignit Iisus era aproape de cetate, și era scris în ebraică, latină și greacă. Arhierei iudeilor i-au spus lui Pilat: Nu scrie regele iudeilor, ci ca ce s-a scris: Eu sunt regele iudeilor. Pilat a răspuns: Am scris. După ce soldații l-au răstignit pe Iisus, au luat hainele lui și i-au făcut patru părți, fiecărui soldat o parte și tunica. Însă tunica era fără cusătură, țesută dintr-o bucată de sus până jos. Și ziseră unul către altul: Să nu o rupem, ci să tragem la soța cui să fie. A
aceasta ca să se împlinească Scriptura. Au împărțit între ei hainele mele și pentru tunica mea au aruncat zaruri. Soldații au făcut toate acestea. Lângă crucea lui Iisus stăteau mama lui Iisus și sora mamei lui, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Așadar, văzând Iisus că stătea acolo mama lui și discipolul pe care îl iubea, i-a spus mamei: Femeie, iată-l pe fiul tău. Apoi a spus discipolului: Iată pe mama ta. Și din ceasul acela, discipolul a luat-o acasă la el. După aceasta, văzând că toate s-au împlinit, ca să se împlinească Scriptura, Iisus a zis: Iesete. Era acolo un vas plin cu oțet. Atunci ei au pus în isop un burete îmbibat cu oțet și l-au apropiat de gură. După ce a luat oțetul, Iisus a spus: S-a împlinit. Și plecându-și capul, și-a dat sufletul. Să îngenunchem. Ne ridicăm. Întrucât era ziua pregătirii ca să nu rămână trupurile pe cruce, pentru că acea sâmbătă era zi mare, iudeii au zis lui Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor și să ia de acolo. Atunci au venit soldații, au zdrobit fluierele celui dintâi și ale celuilalt, care era răstignit împreună cu el. Dar când au venit la Iisus și au văzut că deja murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul dintre soldații a străpuns coasta cu o suliță și îndată ieși sânge și apă. Cel care a văzut a dat mărturie și mărturia lui este adevărată. El știe că spune adevărul ca să credeți și voi. Acestea s-au făcut ca să se împlinească Scriptura: nu i se va zdrobi niciun os. Iar în altă parte Scriptura mai spune: vor privi la cel pe care l-au străpuns. După acestea, Iosif din Arimatea, care era discipol al lui Iisus, dar întrascuns de fiica iudeilor, l-a rugat pe Pilat să-l lase să ia trupul lui Iisus.
Pilat i-a permis. Atunci a venit și a luat trupul lui Iisus. A venit și Nicodim, cel care fusese mai înainte la el noaptea, și a adus un amestec de mir și aloie, cam de 100 de litre. Ei au luat trupul lui Iisus, l-au înfășurat în giulgiuri cu uleiuri aromatice, după cum este obiceiul de înmormântare la iudei. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină, iar în grădină era un mormânt nou, în care nu fusese pus nimeni niciodată. Așadar, pentru că era ziua pregătirii iudeilor, iar mormântul era aproape, l-au pus pe Iisus acolo. Cuvântul Domnului. Preasfințite cucernici părinți concelebranți, iubiți credincioși, dragi ascultători ai postului de Radio Maria, este Vinerea Sfântă, Vinerea Mare, Vinerea Pătimirii Mântuitorului nostru, o zi tristă, o zi, am putea spune, de doliu în biserică și acest lucru se manifestă și prin aceea că astăzi nu se celebrează Sfânta Liturghie, nu are loc acest banchet euharistic, care este semnul bucuriei. Cu toții suntem invitați să contemplăm faptele care ne-au adus mântuirea. Nu este o zi a disperării, este o zi a speranței, pentru că Mântuitorul, Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat, nu are ultimul cuvânt pe cruce, nu este moartea pe cruce, cel din urmă gest al lui Iisus, dar știm că vine învierea. Suntem aici pentru a retrăi acest moment al mântuirii noastre, misterul răscumpărării noastre care s-a realizat prin pătimirea, moartea, dar și prin învierea lui Iisus. Atunci când o persoană scumpă este pe punctul de a pleca din această lume, orice cuvânt, chiar cel mai slab cuvânt, este ascultat cu cea mai mare atenție și cu mare respect, pentru că aceste cuvinte reprezintă testamentul persoanei iubite. Și am putut asculta câteva din aceste cuvinte în pătimirea care s-a cântat cu câteva momente mai înainte. Am putea spune că sunt ultimele recomandări, ultimele dorințe, cele mai intime, experiențele sale cele mai profunde, sentimentele sale cele mai sincere, sfaturile finale pe care o persoană scumpă ni le poate da și pe care ni le-a dat Mântuitorul în această seară. Iisus pe cruce, înainte de a muri, a rostit ultimele sale cuvinte care au fost fixate în Evanghelie. Tradiția spune că sunt 7 cuvinte, 7 expresii ale învățăturii sale și de aceea au o valoare foarte mare. Le vom asculta și le vom medita pe scurt, pentru că sunt cuvinte de iubire, cuvinte ale răscumpărătorului nostru. Sunt 7 cuvinte și apoi tăcerea și moartea în așteptarea învierii. Este un mesaj extrem al Mântuitorului pe care tradiția creștină, cea populară și cea din mănăstiri, l-a ales întotdeauna ca temă privilegiată și pentru rugăciune și de aceea o invitație ca plecând de la aceste ultime cuvinte
să facem și rugăciunea noastră în jurul crucii, în jurul răstignitului. O față, fața lui Iisus, o cruce, 7 cuvinte. O dramă, un martiriu, 7 suspine de iubire. Un Dumnezeu, un om, 7 lacrimi de iertare. O istorie care este și istoria noastră. Iisus, Mântuitorul nostru, care răstignit și moare, ne deschide calea spre fericirea veșnică. Ne privește pe noi direct tot ceea ce a suferit Hristos. Un drum chiar de la început trasat numai de iubire, pentru că venirea în lume, răstignirea, moartea lui Iisus nu sunt decât revelarea și împlinirea iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, pentru omenire. 7 cuvinte care ne îndeamnă la un act de credință, un act care contemplă, la prima vedere, abandonarea dramatică pe care Iisus o simte din partea lui Dumnezeu când strigă durerea sa puternică dincolo de cer, până la încredințarea totală în mâinile acestui Dumnezeu care, în calitate de Tată, o primește cu o gingășie infinită. Între primul și ultimul cuvânt se regăsește drumul nostru de viață, drumul nostru de credință. Să ne oprim asupra fiecăruia din aceste cuvinte sau expresii, să le pătrundem semnificația și să ne întărească mai mult ca oricând dovada iubirii infinite a lui Dumnezeu. Primul cuvânt, prima expresie care este pusă pe buzele lui Iisus, Tată, iartă-le lor, pentru că nu știu ce fac. Abia s-au terminat bătutul cuielor în mâinile și picioarele lui Iisus. Durere cumplită. Oamenii treceau pe lângă cel răstignit, îl luau în râs, îl bajocorau. Dacă este Fiul lui Dumnezeu, să se coboare de pe cruce. Dacă a salvat pe atâția, să se salveze și pe sine. Erau soldații, erau oamenii în trecere, toți cu sentimente de dispreț față de Cel care a fost binefăcătorul lor, Cel care a săvârșit atâtea minuni, Cel care a fost aproape și a învățat. Și iată, în schimb, nerecunoștință, dispreț, ură. Iisus nu spune niciun cuvânt împotriva lor, tace și se roagă, Tată, iartă-le lor, pentru că nu știu ce fac. Și în această rugăciune suntem incluși și noi. De câte ori am săvârșit lucruri pe care le-am îndreptat conștient sau inconștient împotriva lui Dumnezeu, împotriva lui Iisus, împotriva credinței. Răul este totdeauna rău. Poate nu ne-am dat seama. Suntem scuzați într-un fel subiectiv, pentru că nu suntem conștienți totdeauna de răutatea faptelor noastre. Dar în această rugăciune a lui Iisus am fost incluși și noi. Tată, iartă-i pe toți, pentru că nu știu ce fac. Și cum să nu ne gândim și la atâția mărturisitoare credinței, și l-avem pe episcopul nostru martir care a fost dus la închisoare cu, fără proces, o mascaradă de proces cu bajocură și nu avem nicio urmă în care să se vadă vreun gest de refuz, de răzbunare. Probabil episcopul nostru martir s-a rugat asemenea lui Iisus, Tată, iartă-le lor, pentru că nu știu ce fac. Un al doilea cuvânt, a doua expresie, este cu un ton mai fericit, mai optimist. Astăzi vei fi cu mine în paradis. Sunt cuvintele pe care Iisus le adresează tâlharului căit. Știm că au fost doi tâlhari răstigniți împreună cu Iisus, unul la stânga și altul la dreapta. Și în timp ce Iisus sufereau și acești doi tâlhari.
poate unul mai mult decât celălalt, pentru că este un mod de a suferi din iubire, este un mod de a înțelege rostul suferinței și altă realitate este a privi suferința ca ceva absurd, ca ceva nemeritat. Și Iisus găsește puterea în mijlocul durerilor să se identifice cu durerea celor doi tâlhari. Unul care nu vrea să-și recunoască vina, ba din contra, îl blestemă pe Fiul lui Dumnezeu. Lipsă de iubire, lipsă de atenție față de cel care suferă și pe care știa că din ură oamenii l-au dat la moarte. Și în schimb, celălalt tâlhar, auzind aceste cuvinte de blasfemie la adresa lui Iisus, spune, noi pe bună dreptate suferim pentru că merităm această pedeapsă, însă acesta n-a făcut niciun rău. Și scoate acel strigăt ca o rugăciune, Doamne, amintește-ți de mine când vei fi în împărăția Ta. Și Iisus rostește poate cele mai frumoase cuvinte, o condensare a mesajului evanghelic, astăzi vei fi cu mine în paradis. Ce fericire pentru acel tâlhar care de la conștiința faptelor sale nelegiuite se aude cuvântul plin de iertare și de promisiune, astăzi vei fi cu mine în paradis. Și cum nu am vrea și noi să auzim în viața noastră această asigurare, recunoscându-ne greșeala, păcatul, să auzim în conștiința noastră, astăzi vei fi cu mine în paradis. Este gestul lui Iisus care iartă, care știe să supere, care știe să accepte suferința atunci când această suferință este conștientă. Al treilea cuvânt, a treia expresie ascultată în Evanghelia pe care am proclamat-o după Sfântul Ioan la această celebrare, iată fiul tău, iată mama ta. La picioarele crucii stătea Maria cu ucenicul iubit, Stabat Mater Dolorosa. Este această cântare pe care noi o cântăm în postul mare, stătea Maica îndurerată. În acest cuvânt stabat, stătea, indică pe Maria stând în picioare, stând cu atenția cuvenită față de Fiul lui Dumnezeu, suferind alături de Fiul lui Dumnezeu pe cruce. Și alături era și ucenicul iubit. Amândoi privind și contemplând fața desfigurată a lui Iisus, durerile și suspinele celui care a fost pus pe cruce din cauza răutății oamenilor. Și tocmai în acele momente are loc acel schimb de priviri între Iisus și Maica sa îndurerată. Și poate în acea clipă i-au trecut pe minte toate acele momente din istoria vieții sale pământești, de la naștere, fuga în Egipt, pierderea din templu, nunta din Cana, momentele din viața publică, minunile săvârșite. A fost suficient o clipă de intersectare a privirilor pentru ca durerea mamei să crească și mai mult, iar Iisus să-i se facă milă și să spună ucenicului iubit, iată mama ta. Iar ucenicul iubit să-i se adreseze cu cuvintele, iată mama ta, Mariei, iată fiul tău. Naște astfel la picioarele crucii noua familie a lui Iisus. Nu mai este cea făcută de ordine pe bază de rudenie, de sânge, dar este noua familie, noua creație care ia naștere la picioarele crucii. Este biserica în embrion care ia naștere pe calvar. Și de acum încolo, Maria devine mama nu numai a lui Iisus, dar devine mama tuturor credincioșilor, a tuturor oamenilor.
Ea devine cea care va fi Maica Bisericii, dar va fi mamă pentru fiecare dintre noi. Și în Ioan ne oglindim cu noi toții, pentru că trebuie să o luăm pe Maria în viața noastră. Trebuie să o avem ca pe comoara cea mai scumpă pe care ne-a lăsat-o Iisus pe cruce. Iată mama ta, iată fiul tău. Și ajungem la cuvântul central al celor 7 cuvinte sau expresii, o exclamație care nu este nici rugăciune, dar este parcă un strigăt de disperare. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Sunt cuvintele cu care începe Psalmul 21 și care descrie situația dreptului, celui drept care este persecutat pe nedrept, care este părăsit. Iisus se regăsește în acest personaj și momentul în care vede toată răutatea dezlănțuită împotriva sa pe calvar, când toți l-au abandonat, parcă și Tatăl din cer l-a părăsit. Unde este acel Tată cu care el se întreținea în rugăciune în momentele de liniște, de pe munte sau de pe malul mării? De ce tace? De ce nu vorbește? De ce nu intervine? Și aici înțelegem poate latura umană a lui Iisus, care în strigătul său parcă denotă disperare. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Însă acest strigăt al lui Iisus nu este un strigăt de disperare, ci este, am putea spune, de speranță. Unde este iubirea părăsită? Unde este iubirea trădată? Ar vrea să spună Iisus cu aceste cuvinte. Știm că Dumnezeu nu părăsește pe nimeni. Dumnezeu este mereu pentru oameni, cu atât mai mult pentru Fiul Său iubit. Și nu puteam să credem că în acest moment de pe cruce Iisus ar fi fost părăsit astfel încât să trezească un act parcă de disperare din partea lui Iisus. Este strigătul pare care poate și din sufletele noastre se înalță uneori atunci când avem o suferință, o nenorocire, când se abat anumite calamități naturale, instinctiv parcă ne vine să strigăm și noi: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce ne-ai părăsit? Dumnezeu nu ne părăsește. Dumnezeu este mereu Tată și își iubește fiii. Numai noi trebuie să fim aproape, numai noi trebuie să împlinim voința Lui pentru ca El să rămână mereu Tatăl nostru, care nu-și abandonează niciodată fiii. Așa cum nu l-a părăsit nici pe Iisus, pentru că în final Dumnezeu primește sufletul celui drept, al celui care moare pentru mântuirea lumii. Al cincilea cuvânt, mi-e sete, este momentul în care Iisus, istovit de dureri, plin de sânge, coroana care pricinuia rănile cumplite pe frunte, pe cap, era o sete cumplită, buze arse poate, și rostește aceste cuvinte, mi-e sete. Îi se dă un burete înmuiat în oțet. El doar atinge puțin, dar nu vrea să soarbă din acest lichid. Este gestul prin care Iisus vrea să spună că este sete de o altă realitate. Lui Iisus e sete în ordinea fizică pentru momentul pe care îl trăiește, dar în adâncul sufletului său nu trăiește o altă sete. În toate capelele și bisericile Congregației Maicii Teresa de Calcuta, oricât de modestă ar fi o capelă sau o biserică, se află un răstignit și sub răstignit sunt scrise cuvintele mi-e sete. Lui Iisus, da, poate a fost sete de apă, dar era sete de suflete, era sete de oameni, era sete de cei care trebuie să manifeste apartenența și iubirea sa la familia lui Dumnezeu. Și astăzi, repetă în mii de moduri, mi-e sete, mi-e sete de fiecare suflet, mi-e sete de fiecare om, de fiecare creștin. Ne amintim de acea întâlnire a lui Iisus la fântână cu femeia samariteancă,
când a cerut apă, dă-mi să beau, iar Iisus promite o apă, o apă mult mai valoroasă și puternică, din care dacă vom bea, nu vom înseta niciodată. Și iată, în această seară, pe cruce, indicând faptul că este sete, ne deschide o sete pentru adevăr, pentru viață, pentru tot ceea ce înseamnă Dumnezeu. Al șaselea cuvânt, s-a săvârșit. Ultimele cuvinte, printre ultimele cuvinte din Evanghelia proclamată și în această seară. Piața lui Iisus se derulează între incarnatul mest și consumatul mest, între s-a întrupat și s-a terminat, s-a săvârșit. Și pentru a înțelege acest cuvânt, este gestul lui Iisus spus aseară când am început Triduumul Pascal, știind că a venit ceasul să treacă din această lume la Tatăl, iubindu-i pe ai săi, până la sfârșit i-a iubit. Și acum când ne-a iubit până la sfârșit, când a dat tot ceea ce avea, poate să spună, s-a săvârșit. Exact așa cum cei care sunt experți în probleme de broderie, un goblen când este gata, terminat, cel care a făcut spune, s-a terminat, am pus ultimul fir de aț, putem să tăiem restul și să scoatem goblenul, pentru că s-a terminat, s-a săvârșit. Iisus a pus ultimele picături, ultimele culori ale vieții sale în acest mozaic minunat al mântuirii noastre și poate exclama, s-a săvârșit. Și ultima expresie, ultimul cuvânt, care este gestul de resemnare sau de încredințare a lui Iisus. Tată, în mâinile tale îmi încredințez sufletul meu. Este cuvântul dintr-un alt psalm, psalmul 31, care indică soarta celui care se încrede în Dumnezeu. Iisus își încredințează sufletul în mâinile Tatălui. Se întoarce acasă. Acei cherubini care după tradiție au fost puși la ușa paradisului ca nu cumva să intre cineva, sunt dați la o parte. Iisus intră triumfal în casa Tatălui pentru că s-a încredințat total, a împlinit voința lui Dumnezeu și iată-L acum deschizând acele porți ale paradisului pentru toți cei care îl urmează și l-au urmat. Tată, în mâinile tale îmi credințez sufletul. O rugăciune pe care o putem face oricând pentru a arăta disponibilitatea noastră de a fi mereu cu Dumnezeu, de a împlini totdeauna planul Său, așa cum Iisus a fost ascultător până la moarte și moartea pe cruce. Este lecția Vinerii Sfinte, iubiți credincioși, lecția pe care trebuie să o pătrundem pentru a înțelege gestul infinit de mare, gestul de iubire pe care l-a făcut Iisus. 7 cuvinte, 7 poteci pe care noi trebuie să pășim dacă vrem să gustăm bucuria învierii. Amin. Să ne rugăm așadar, fraților prea iubiți, pentru Biserica Sfântă a lui Dumnezeu, ca Domnul și Dumnezeul nostru să binevoiască, ai dărui pace,
a unii și cărmui pe toată fața pământului, iar nouă să ne dea harul ca trăind în pace și liniște, să-L preamărim pe Dumnezeu Tatăl atotputernic. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care în Hristos ai arătat mărirea Ta tuturor neamurilor, ocrotește lucrările îndurării Tale, pentru ca biserica Ta răspândită pe întregul pământ să stăruie cu credință neclintită în mărturisirea numelui Tău, prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru preafericitul nostru Părinte Papa Francisc, ca Domnul și Dumnezeul nostru, care l-a ales în demnitatea episcopală, să-l păstreze sănătos și nevătămat pentru biserica sa cea sfântă, spre a cărmui poporul sfânt al Domnului. Dumnezeule atotputernic și veșnic, în înțelepciunea Ta sunt întemeiate toate, ascultă cu bunătate rugăciunile noastre și ocrotește-L cu iubirea Ta pe Păstorul Suprem pe care L-ai ales pentru noi, că lăuzește prin El poporul creștin și fă-L să înainteze în credință prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru episcopul nostru Petru și pentru episcopul nostru Aurel, pentru toți episcopii, preoții și diaconii bisericii și pentru toată mulțimea credincioșilor. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care sfințești și călăuzești cu Duhul Tău întregul trup al bisericii, ascultă rugăciunile pe care ți le aducem pentru toți membrii ei, ca fiecare după chemarea sa, prin harul Tău, să te slujească necontenit cu fidelitate, prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm pentru catecumeni, ca Domnul și Dumnezeul nostru să le lumineze mintea și inima și să le deschidă poarta milostivirii sale, pentru ca prin baia renașterii să primească iertarea tuturor păcatelor și să fie aflați și ei în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care dăruiești pur rodnicie bisericii Tale, sporește credința și înțelepciunea catecumenilor, pentru care născuți prin izvorul botezului să fie primiți în rândul fiilor Tăi adoptivi, prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru frații care cred în Hristos, ca Domnul și Dumnezeul nostru să le dea harul de a înfăptui adevărul, să-i adune și să-i păstreze în unica sa biserică. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care aduni cele risipite și le păstrezi la oaltă,
privește cu bunătate la turma Fiului Tău, pentru ca integritatea credinței și legătura iubirii să-i venească pe toți cei care au fost consfințiți prin același botez, prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru evrei, ca Domnul Dumnezeul nostru, care le-a vorbit lor mai întâi, să le dea harul să crească în iubirea față de numele Său și în fidelitate față de legământul Său. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care ai dăruit făgăduințele tale lui Abraham și urmașilor lui, ascultă cu bunătate rugăciunile bisericii tale, pentru ca poporul pe care ți l-ai dobândit la început să se învrednicească a ajunge la plinătatea răscumpărării prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru cei care nu cred în Hristos, ca inspirați de lumina Duhului Sfânt, să poată intra și ei pe calea mântuirii. Dumnezeule atotputernic și veșnic, te rugăm ca toți cei care nu-L mărturisesc pe Hristos să trăiască în sinceritatea inimii în fața Ta și astfel să afle adevărul, iar nouă dă-ne harul să înaintăm mereu în iubire unii față de alții și să căutăm a pătrunde mai adânc misterul vieții dumnezești, pentru ca astfel să fim în lumea adevărat martori ai dragostei tale, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Să ne rugăm și pentru cei care nu-L recunosc pe Dumnezeu, ca și ei, urmând cu inimă sinceră cele drepte, să se învrednicească a ajunge la același Dumnezeu. Dumnezeule atotputernic și veșnic, Tu i-ai creat pe toți oamenii pentru ca pururi dorindu-Te să Te caute și găsindu-Te să-și afle pacea inimii, Fă-Te rugăm ca în ciuda oricăror piedici toți oamenii să descopere semnele bunătății Tale, precum și mărturia pe care ți-o dau prin fapte bune cei care cred în Tine, și astfel să Te recunoască plin de bucurie pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și Tatăl nostru al tuturor, prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru toți conducătorii statelor, ca Domnul și Dumnezeul nostru să le călăuzească mintea și inima după voința Sa, spre adevărata pace și libertate. Dumnezeule atotputernic și veșnic, în mâna Ta sunt inimile oamenilor și drepturile popoarelor. Privește cu bunătate la cei care ne conduc, ca prin darul Tău să statornicească pe întregul pământ siguranța păcii, bunăstarea popoarelor și libertatea religiei, prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm, fraților prea iubiți,
ca Dumnezeu Tatăl atotputernic, să îndepărteze din lume toate greșelile, să vindece toate bolile, să alunge foametea, să deschidă închisorile, să rupă toate lanțurile, să-i apere pe cei care călătoresc, să-i întoarcă pe cei rătăciți, să tăruiască sănătate celor bolnavi și celor care mor în mântuire. Dumnezeule atotputernic și veșnic, mângâierea celor întristați și tăria celor care suferă, să ajungă la tine rugăciunile celor care te cheamă în ajutor din orice strâmtorare, pentru ca toți în încercările lor să aibă bucuria de a simți îndurarea ta, prin Hristos Domnul nostru. Ne pregătim acum pentru a-L primi pe Iisus pe cruce, pentru a adora Sfânta Cruce, cea pe care Iisus s-a urcat pentru mântuirea noastră, cea care este speranța învierii noastre. Iată lemnul crucii, de care a atârnat mântuirea lumii. Veniți să ne închinăm. Iată lemnul crucii, de care a atârnat mântuirea lumii. Veniți să ne închinăm. Iată lemnul crucii, de care a atârnat mântuirea lumii. Veniți să ne
fraților preiubiți, Iisus este Cel care s-a jertfit pentru noi. A urcat pe lemnul mântuirii noastre, care a voit să lasă iubirea sa în taina sfântă eucaristică, rămânând cu noi până la sfârșitul veacurilor. Ne dispunem acum pentru a-L primi în taina sfântă a împărtășanii, care noi vrem să-i arătăm recunoștința și iubirea noastră, ca apoi, în încheiere, să-i sărutăm crucea sa, picioarele sale, iubirea sa. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a-ți spune. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este primirea trupului Tău, Doamne Iisuse Hristoase, să nu-mi fie spre judecată și osumă, ci prin bunătatea Ta să-mi folosească spre apărarea sufletului și a trupului și spre tămăduirea mea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va acoperi sufletul
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care ne-ai dăruit viață nouă prin fericita pătimire și învierea Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, păstrează în noi lucrarea îndurării Tale, pentru că, împărtășindu-ne din aceeași taină, viața noastră să fie o neîncetată cântare de laudă adusă Ție, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Te rugăm, Doamne, să reverși belșugul binecuvântării Tale asupra poporului credincios, care a celebrat moartea Fiului Tău în speranța învierii Lui. Dăruiește iertare și mângâiere, sporește credința și învrednicește-L de mântuirea veșnică, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Iisus este pe cruce, Iisus este mântuirea noastră, Iisus ne cheamă să-L urmăm, Iisus ne cheamă să-L iubim și iubindu-L pe El să iubim pe oameni. Că aceste sentimente ne vom apropia acum de El. Vom săruta crucea și ne vom întoarce acasă, rugându-ne ca bucuria învierii să cuprindă sufletul nostru, așa cum a cuprins sufletul Său, să ne îmbucure în speranța noastră. Liberat din robia Egiptului, iar Tu ai pregătit Mântuitorului Tău crucea. Zeci de ani te-am călăuzit prin pustiu, te-am hrănit cu mană cerească și te-am dus în țara făgăduită. Iar Tu ai pregătit Mântuitorului Tău crucea. Aș mai fi putut să fac pentru Tine și nu am făcut. Te-am sădit ca pe cea mai frumoasă via mea, iar Tu nu mi-ai dat în schimb decât amărăciune. Am biciuit Egiptul, făcând să moară înătâi să-i născuți, iar Tu drept răsplată m-ai dat la biciuire. O, Lord,
Egipt, înnecându-l pe Faraon în Marea Roșie. Iar tu m-ai dat în mâinile marilor preoți. O, deschis marea înaintea ta, iar tu mi-ai deschis coasta cu o suliță. Am condus mergând înaintea ta într-un nor luminos, iar tu m-ai condus legat în fața lui Pilat. Am hrănit cu mană în pustiu, iar tu m-ai biciuit și m-ai lovit cu palmele. Te-am pustiu, scoțând apă din stârcă, iar tu ca băutură mi-ai dat fiere și oțet. O, Doamne, spune ce rău ți-am făcut, sau ce te-am întristat. Tine i-am lovit pe regii Canaanului, iar tu m-ai lovit peste cap cu o trestie. La o mare cinste, iar tu m-ai înălțat în schimb pe lemnul crucii. Sceptrul împărătesc în mână, iar tu mi-ai așezat coroană de spin pe cap. O, Doamne, spune ce rău ți-am făcut, sau ce
să preamărească lupta sfântă a lui Hristos și triumful suferinței dobândit prin jertfa grea, ce pe muntele durerii a adus-o mielul său. Că-ți ramurile toate, pom în cruce preschimbat, și cu drag îmbrățișează trupul cel neprihănit. Ce împăratul veșniciei l-a jertfit pe lemnul tău. Slavă și mărire fie Tatălui prea milostiv.